cum i-a înșelat pe cei din timp, oamenii, să-i arunce și pe ei în neascultare. Să ne asculte de Dumnezeu. Și au căzut în păcatul neascultării și plata păcatului a fost scos afară de judecile Raiului și a aruncat aici în Valea Pângerii și se spune că suferința în care a fost aruncat și a fost moartea sufletească a lor, că a spus Dumnezeu când i-a chemat, când i-a rânduit acolo și când i-a arătat să nu mă înțeleg cum oprit, ala a fost de cred dumnezeiesc pentru post. De cred dumnezeiesc pentru post. Universal valabil și pentru toți lumea. Și gângeai pe cei doi, știind care e situația, că din oamenii ăștia se intenționează să fie sfinți care va ocupa lor locul a Sfântului Dușmănie mare, mare de tot între ei și oamenii. Și așa după cum vedem, părinților și fraților, este o luptă crâncenă între Duhurile cele nevăzute și vede și între sufletele oamenilor. De aceea să se spune, să știe, că Dumnezeu, mila lui cea mare, ca să nu fie ca îngerii lui, le-a rânduit oamenilor de la naștere, cu modelul ce se face din Sfânta Biserică, Mama noastră, să aibă și un înger păzitor. Fiecare om, că e credincios, că nu e credincios, că e bătrân, că e tânăr, are un înger păzitor hotărât de Dumnezeu ca să-i păzească viața. Și iată de unde vine drumul mare, că acești îngeri răi caută să tragă de noi în feluri și tipuri, să nu ne sfințim viața, să nu trăim după voia lui Dumnezeu, să nu facem ascultare de Dumnezeu, ca să ne ducă la ei acolo în munții iadului, unde Dumnezeu ne-a rânduit pentru neascultare. Și se spune în Sfânta Cazanie, că de când au căzut îngerii din cer și de când strămoșii noștri au fost scoși afară din rai pentru păcatul neascultării, apoi neascultarea, cât va fi viață pe pământ, neascultarea face din ea fii ghieni, adică fii iadului. Cât va fi viață pe pământ, neascultarea face din fiii ei, fiii ei. Cu privire la Sfântul Post, părinților și fraților, în scurt s-a zis și s-a citit și știm din Sfântul Scripturii că postul a apărut odată cu omul. Istoria postului este apărută odată cu omul. Ca atunci când i-a spus celor din timp oameni să nu mâncați din pomul acela. Atunci când veți mânca cu moarte, veți muri. Dacă au mâncat, i-a aruncat aici în Valea Plângerii și suferințele și chinurile alea se numesc moartea a doua, moartea a întâia când se desparte sufletul din trup și moartea a doua este chinurile și suferințele veșnice pentru oameni. Și decretul, postul care l-a
rânduit atotputernicul Dumnezeu celor dintre oameni, a fost decret, decret pentru post, pentru toată omenirea că va fi viață pe pământ, decret al lui Dumnezeu, cu valabilitate universală și veșnică. Și asta o vedem din Sfânta Scriptură, din citirea citirii Sfintei Evangheliei, că nu s-au mai adăugat al post niciodată. Postul hotărât de Dumnezeu în Rai a fost valabil și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Și vedem că Mântuitorul de Iisus Hristos, Dumnezeu, n-a desfințat acest post. Nici n-a adăugat altceva la acest post. Și a postit 40 de zile și 40 de nopți ca să arăte oamenilor că și ei trebuie să postească. În viitor lumii. Și a spus hotărât glasul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie, că Dumnezeu de la mine, a spus, cele mai puternice arme de luptă împotriva Duhului necurate sunt rugăciunea și postul. A accentuiat Mântuitorul meu, rugăciunea și postul. Și vedem tot din Sfânta Evanghelie, că Mântuitorul n-a mai adăugat nimic la postul hotărât de Dumnezeu și n-a mai făcut alt post. A fost și 40 de ani, ca să arată lumii că tot omul are obligația să postească, așa cum i s-a promis și niciodată dus celor dintre oameni de la Dumnezeu. Și vedem că Mântuitorul a fost situată de Dumnezeu. Maica Domnului, prin post și rugăciune, și-a desfășurat viața așa încât a ajuns să fie mai mare și mai sfântă decât toți sfinții. Sfinții apostoli n-au întemeiat al post. Acesta a rămas valabil pentru totdeauna. Sfinții apostoli și sfinții părinți n-au făcut al post, cum zice lumea care nu crede, ci desconsideră postul. Ei au făcut canoane și rânduieli când trebuie să se postească, cât trebuie să postească și rânduieli toate în legătură cu Sfântul și Marele Post. Și vedem în Bisericioși că Sfânta Biserică, Mama noastră duhovnicească, prin care de grijă ei, dată de Dumnezeu, 4 duminici dinaintea Sfântului Post, în aceste 4 duminici, a rânduit să se citească din Sfânta Evanghelie cele mai alese pericope în legătură cu postul. Duminica oameni spune și afară ceva. A fost prima din care vedem și nu s-a arătat din mândria fariseului și mirenii